Da, Iulia, cam așa e, din păcate. Ce te sfătuiesc să faci într-o astfel de situație? Să ierți sau nu? Ce să ierți? Ce ai de iertat? Ce ai de... Mi-ai scris mai sus legat de acele poze. Ce să ierți? Pe cine să ierți? Wow, ce băieți mare ai, Iulia! Unul de 16 ani și altul de 19. Să străiască, să te bucuri de ei. Și am tot băieți, tot doi, dar nu așa de mari, mai micuți. Da, să ne trăiască, să ne bucurăm de ei. Nu înțeleg, Felicia, ce să ierți la acele poze? Este un bărbat însurat care îți trimite acele poze. Ce să ierți, ce să nu ierți? De ce te simți legată? De ce te simți că ar fi ceva căreia să-i dai importanță, să ierți, să reacționezi? De ce simți să fii acolo în vreun fel, cu orice energie legată de un bărbat însurat? Este normal ca un bărbat căsătorit, când vede o femeie sexy cu pieptul la vedere, să-i atragă atenția? O femeie sexy atrage atenția nu doar unui bărbat căsătorit, cât și unei femei căsătorite, cât și unui bunic, cât și unui copil, dar o femeie atrage în general atenția, mai ales dacă este îmbrăcat într-un anume fel. E firesc să-ți atragă atenția, e firesc să te uiți. Oamenii sunt construiți să privească, să vadă. Important este să observi, să te observi pe tine și să-ți dai seama unde pui o limită în comportament, da? Să nu dai... Sănătate. Da, am înțeles acum, Felicia, ce ai spus. Eu am crezut că ești femeia căreia i-a trimis poză, Felicia. Da. Stai să văd. Dan, ce frumos ai scris, mulțumesc. Felicia, soțul tău a făcut asta. Soțul tău a trimis o poză indecentă cu el unei alte femei. Eu vă recomand terapie de cuplu, îți recomand să observi ce l-a făcut să trimită o poză indecentă, dar o poză intimă unei alte femei. Da, de ce încearcă să atragă atenția, de ce încearcă să meargă într-o astfel de direcție cu alte femei, să vorbiți despre relația voastră. Dacă el a făcut asta, ce este cu relația voastră? Unde este situată relația voastră? Ce înseamnă pentru tine relația? Ce înseamnă pentru el relația? Dacă vă doriți să rezolvați cu adevărat situația asta, nu e despre iert această situație, merge mai departe. Nu. Este despre ce s-a întâmplat înainte ca partenerul tău să trimită poze indecente cu el unei alte femei. Cum arăta relația voastră? Ce situații se întâmplă acolo? Da? Aici aveți de vorbit, de rezolvat. Felicia, sper că ți-am răspuns la întrebare. Îmi pare rău că treci prin asta. Mă gândesc că ți este greu, nu este ușor tocmai să observi cum partenerul tău vorbește cu altă femeie, ba mai mult că trimite anumite poze cu el. Și apropo de încredere în sine, că acesta era subiectul nostru de discuție, atunci când noi în relația de cuplu ne dorim să fim cei mai iubiți, cei mai apreciați, cei mai doriți, cei mai cei, și ajungem în situații în care vedem că partenerul acordă atenție unei alte persoane, tocmai aici ne lovește. Nu ne mai simțim cei mai cei, o descoperim că nu suntem unici, că nu suntem cei mai speciali, cei mai iubiți, cei mai doriți, iar asta doare foarte tare. Știu că nu m-a înșelat, însă a trimis poze în urmă cu un an și de-abia acum am aflat. Ok,
Ce se întâmplă acum un an? Cum era relația voastră acum un an? De ce vă afectează ceva ce s-a întâmplat acum un an? Pentru că ai aflat acum. Dar atunci cum arăta relația? Cum gestionezi asta? În ce mod te afectează? Cum arată relația voastră acum? Sunt mai multe lucruri la care să te gândești, mai multe lucruri la care să reflectezi pentru a lua o hotărâre. Bună! Bună, Lidia! Bine ai venit! Hai că ne mai adunăm! Apropo, dragilor, văd că sunteți peste 70 de oameni. Spuneți-mi și mie cum fac să distribui, să apară live-ul și la cei care mă urmăresc pe pagină. Pentru că ți-a apărut Lidia live-ul că fac live? Mi-a spus cineva din care intră frecvent în live-urile mele că nu-i apar atunci când fac. Nu-i apare invitație sau ceva de genul. Nu știu cum să fac. Da. Vorbim un pic despre încredere în sine și vă răspund și la întrebări. Vorbim un pic și despre relații de cuplu. Cât stăm împreună. Acum merge super bine din toate punctele de vedere. Felicia, atunci nu te crampona pe ce a fost. Da. Dacă atunci poate erați la început, poate, nu știu, nu aveați o relație conturată, nu știu despre ce e vorba. Lidia, ajută-i fetița la lecții. Super! Mă bucur că ești implicată în treaba asta cu lecțiile. Ia să vedem, poate acum îmi răspund mai mulți oameni. De la 1 la 10, cât simțiți că aveți încredere în voi? Ia să vedem, de la 1 la 10, cam câtă încredere aveți în voi? Cinci, nouă. Ce vă face să nu aveți 10, cei care ați scris 9? Lidia spune 0. De ce Lidia 0? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva zilele astea. Costin, de ce doar 5? Ia să vedem. 9. Ce vă face să nu aveți 10? Ce se întâmplă de la 9 la 10? Ce lipsește în a avea încredere în voi 10? Ce simțiți că vă lipsește? Ioana, simt uneori că depind și de altcineva, că îmi trebuie puțină susținere. Am pus 9. De ce simți că încrederea din interiorul tău, încrederea ta în a face lucruri, în a te descurca, în a trăi, în a îți face viața frumoasă, depinde și de oamenii din exterior? Mai avem momente bune și rele. Faptul că treceți prin experiențe uneori nu tocmai bune vă face să vă pierdeți încrederea în voi? Repetați întrebarea. De la 1 la 10, cât aveți încredere în voi? Dar în principiu totul se poate, spune Iulia. Cam așa e, totul se poate. Păi fără oameni lângă tine ești mort, spune Elena. Ce-i drept, noi suntem făcuți să trăim în colectivitate. Și pe lângă asta, este un studiu, studiul Harvard, cel mai lung, cel mai longeviv, da, peste 100 de ani, Iuliana, 10. Bravo, Iuliana! Spune că cel mai mult pentru relațiile de cuplu, relații în general, stai puțin, fericirea este în noi, nu aștept mai mult decât poate oferi partenerul. Am înțeles. Am fost dezamăgită de foarte multe ori de cei mai apropiați oameni. Îmi pare rău, Ioana. Vezi tu, dezamăgirile astea apar doar atunci când ai așteptări, când te aștepți ca ei să facă într-un anume fel, eventual să-ți citească și gândurile. Atunci apar dezamăgiri. Observă ce te-a făcut să atragi acele dezamăgiri în viața ta. De ce ai ales acei oameni? Ce ai avea de învățat de acolo?
Nimic ce ține de viață, în general, nu se poate calcula în procente, părerea mea, spune Cristi. Ok. Dacă tot ai spus de că nimic nu se poate calcula, hai să vin cu un calcul. Vorbeam de cel mai lung studiu din studiul Harvard, da, este peste 100 de ani. Și au făcut pe foarte mulți oameni tot felul de statistici să descopere ce îi face pe oameni să simtă fericire, să simtă bucurie, să simtă împlinire. Și a ieșit pe primul loc, nu banii, nu sănătatea, ci calitatea relațiilor. Calitatea relațiilor, nu neapărat doar de cuplu, în general. Observați asta. Ce calitate au relațiile voastre? Uite, dacă ar fi să spuneți de la 1 la 10, care ar fi nivelul, nota pe care ați da-o calității relațiilor voastre? Relațiile interumane, da. Ioana. Foarte bine. Bravo, Ioana. 10, calitatea relațiilor. Super. Bună, Minodora! Bună, Cristian! Iuliana, 10! Iulia, Lidia, 10! Ioana, 10! Am puțini oameni lângă mine, dar de calitate. Super! Mulțumesc, Ovidiu! Da! Contează foarte mult calitatea relațiilor și atunci cum facem ca să avem relații împlinite, ca să avem relații frumoase? În primul rând, ia, voi care ați scris 10, ce faceți voi pentru a avea relații frumoase? Vreți să-mi spuneți, împărtășiți cu noi ce faceți pentru a avea relații frumoase? Uite, asta, voi adăuga și eu în același timp câteva. Vai, Mihaela! Te pup din insula Creta, Grecia. Frumos, frumos. Mă pup că ai vrut să mă saluți? Sau mă pup că ai vrut să te lauzi că ești în Creta? Mi-ar plăcea și mie în Grecia, mult de tot. Suntem sinceri și permitem libertatea. Frumos spus. Bună! Iulinuș, ne vorbești despre încredere în sine și te machezi, spune Nectarie. Florin, bună! Uite, este, hai să vorbim și despre asta, legat de machiaj, legat de ținută. Mulțumesc, Mihaela, o să țin minte. Hai să vorbim un pic despre partea asta, despre cum ne aranjăm. Pentru că contează. Atunci când este vorba despre încredere în sine, este important din ce energie faci lucrurile. Dacă le faci din iubire sau din frică. Dacă le faci din încredere în tine sau din frică. Pentru că atunci când tu te placi și te îngrijești, uite, îți piepteni părul, coafezi cu drag, te machiezi cu drag pentru că îți face ție plăcere să te aranjezi. Pentru că din iubire pentru tine. Da? Din iubire pentru tine îți cumperi un lucru de calitate. Din iubire pentru tine te aranjezi. Faci asta de drag. Sau faci asta din starea de frică. De mă aranjez pentru că nu vreau să arăt oricum. Nu am încredere în mine nemachiată. Uite, dacă